Ai min nu știu cât pe... pe 16, pe torment. Bă, și fii atent, m-am uitat, am impresia, dacă nu mă înșel, nu știu dacă chiar așa este, dar în ăsta cum zice, în ăsta, în jocul ăsta e un build pentru Necromancer de-i zice Blood Nova? Zice Death Nova, nu? Nu Blood Nova. Așa, în 5, în beta, ce e meta, e Blood Nova. Ce e meta în 5? Wizardul Hydra. Ce jucăm noi, bro? E fix astea sunt, frate. Da, știi care e și ăsta? Când s-a lansat jocul, s-a lansat și sezonul 29 din 3. Deci eu am terminat season quest-ul, am terminat pe tot. E unul greu, să zic așa. De fapt, două, să zic așa. Unul e, nu, hai, sunt vreo câteva, mai bine zis. 16 boss în 20 de minute. L-am făcut solo până la urmă, da, să-mi ba pula. Scrieam aseară boss și unde se află, cum ajungi, pula mea, nebunii. Aveam rută. Pă la care cine să mă duc, nu? Hmm? Așa. Deci el a să bat 20 de boss în 16 boss în 20 de minute. Și mai e unul să faci master la un set, adică trebuie să faci toate challenge-urile. Nu știu ce seturi ai tu și care e la cel mai pizdos al tău, dar în teorie e la cel mai pizdos ar trebui să o faci, că e de cel mai bine damage. Odată ăla și e o chestie, eu le-am făcut 3, dar nu știu sigur pe care le-am făcut. Trebuie să faci 3 conquest-uri. Sunt conquest-uri, așa le zice. Păi, 3 conquest sunt niște challenge-uri care ți le dă pe sezon. Unul dintre ele, din conquest-urile astea, e să... mi se pare că dacă mă înșel... Ce, a venit la tine? Să faci... Să faci asta cu 16 boss în 16 boss în 20 de minute. Deci asta o dată 16 boss în 20 de minute. Alta ar fi să faci, mi se pare, 3 gemuri până la 3 gemuri până la 65. Așa. Și altul mi se pare că e ăla, mi se pare să faci un rift în 2 minute. Sub 2 minute. Parcă e o chestie, ceva de genul. Dar mi se pare că nu ai de la toate, master de la toate. Gata și altarul. Let's go.